Saim Tudor este unul dintre cei mai în formă jucători ai Petrolului. A dovedit-o și la jocul de la Znagov, unde a reprezentat omul de 3 puncte al petroliștilor. El a marcat singurul gol al meciului când fanii încă veneau la stadion. Unul dintre fotbaliștii Under 21 ai Petrolului a înscris pentru a 4-a oară în acest sezon și este al 3-lea marcator al echipei după Arnăutu, 7 goluri și Marinescu, 6. Româno-turcul a revenit în primul 11 după ce a lipsit în eșecul de la Clinceni, amplificând regretul băncii tehnice care crede că prin prezența lui în echipă, poate altul era rezultatul. Așa, din cauza eșecului, Tavi Grigore a fost dat la o parte și pus antrenor interimar Mugurel Cornățeanu. Acesta a debutat fericit în noua funcție, dar pentru el nu e prima dată când se află în această postură. A mai fost interimar și în urmă cu 3 ani la FC Botoșani în prima ligă. Un redebut a fost și pentru portarul Mirel Bolboașă, introdus în locul lui Tordai, care a jucat iar după ce ultima oară o făcuse în Colentina cu Dacogetica, dar și pentru mijlocașul Cruceru, preferat acum în locul lui Danci. Interimarul Cornățeanu a spus după succesul de la Znagov că a urmărit în primul rând să redea jucătorilor spiritul de luptători. În urma evoluției se pare că l-a regăsit și vrea ca acesta să fie prezent și la ultimul joc din acest an. Partida cu Balotești poate fi ultima pentru Cornățeanu, dar și pentru unii dintre jucători. Petrolul Balotești trebuia să se joace vineri, dar se va disputa duminică la prânz. De astăzi, la casa de bilete a Arenei Ploieștene pot fi găsite tichete pentru această întâlnire, suporterii având la dispoziție toată săptămâna să și le procure, inclusiv duminică până la ora de start a meciului.